Guten Abend. Ich begrüße Sie heute zum Tag der deutschen Einheit. Wir haben einen besonderen Gast bei uns, seine Exzellenz, Herr Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Kurt Mayer-Klode. Was salut den astăzi sărbătorim ziua Germaniei, ziua Unității Germaniei și avem un oaspete de onoare, excelența sa, ambasadorul Republicii Federale a Germaniei. Începem evenimentul cu imnul german, cu imnul românesc și imnul Europei. Să dau semnalul. Ihnen.
Herr Botschafter, bevor ich Ihnen das Wort erteile, möchte ich nur zwei Sachen sagen. Der Mauerfall im November 89 und dann vor 28 Jahren, der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit, ist für uns in Rumänien, sind das zwei ganz wichtige Daten. Ohne diese Ereignisse wäre Rumänien heute nicht in der EU und auch nicht in der NATO. Und das ist das, wofür wir auch Ihnen und natürlich dem deutschen Volke danken, dass das Ereignis stattgefunden hat. Denn sonst wären wir nicht da, wo wir nicht wären. Vreau să spun numai două cuvinte. Dacă n-ar fi căzut zidul Berlinului în noiembrie 89 și dacă acum 28 de ani, pe 3 octombrie, nu s-ar fi unificat cele două state germane, noi n-am fi fost unde suntem noi astăzi. Nu am fi nici membri în Comunitatea Europeană și nu am fi nici în NATO. Acesta este lucru pentru care noi mulțumim poporului german și mulțumim domnului ambasador. Am vrut să spun acest lucru numai ca introducere. Acum îi dau cuvântul domnului ambasador să ne spune câteva cuvinte despre importanța zilei de astăzi. Ich gebe Ihnen jetzt, Herr Botschafter, das Wort, uns die Wichtigkeit dieses heutigen Tages zu sagen. Heute ist der dritte, ja, der große Empfang der Bundesrepublik war gestern, am zweiten, einen Tag vor. Wir haben das Privileg, dass wir heute gerade am dritten feiern können, den Tag der deutschen Einheit, obwohl heute Feiertag in der Bundesrepublik ist. Und wir danken deshalb ganz besonders, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, für uns hier im Schillerhaus, in unserer Begegnungsstätte, dass wir das gemeinsam feiern. Ich danke Ihnen und gebe Ihnen das Wort. Danke. Ja, vielen Dank. Bitte, machen Sie sich's kommod. Dr. Fabricius, liebe Frau Cosmato, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich in der Tat über die Gelegenheit, hier mit Ihnen heute unser wichtigstes Datum oder mit Sicherheit eines der wichtigsten Daten im Jahr feiern zu können. Eine schöne Tradition, und dass wir es an dem Tag selbst tun, umso mehr. Ich verstehe, nicht alle verstehen Deutsch. Ich sage vielleicht so ein bisschen repet in Kitteva, Kuvinte in Limba, Rumäne sunt extrem de mă bucur extrem de mult, sunt recunoscător că pot sărbători astăzi împreună cu dumneavoastră această dată importantă aici, în special dacă, cum a spus domnul Fabricius, este data corectă, oficială, astăzi. Ja, für einen Deutschen, aber ich denke auch für jeden Europäer und darüber hinaus muss dieses Datum oder diese beiden Daten, an die wir uns erinnern, von Bedeutung sein. Das war ja mehr als die Wiedervereinigung, die Vereinigung Deutschlands. Es war ja zugleich der Fall des Eisernen Vorhangs, die Wiedervereinigung Europas und in gewisser Weise der Beginn einer neuen Weltordnung. Dass wir, wenn wir heute zurückschauen, alle feststellen, dass es nicht, wie ein Politologe, Herr Fukuyama, einmal gesagt hat, das Ende der Geschichte war, sondern die Geschichte weitergeht und wieder neue Probleme gibt, das stellen wir, glaube ich, heute auch fest. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht alles so aus dem Stegreif sehr gut übersetzen. Leitfakum-Kombinatze.
In general, in Germane, când sunt la Hermannstadt, la Sibiu, spun că cred că veți înțelege când eu o să vorbesc în limba germană, pentru că vorbesc rar și clar ca un adevărat sas. Nu, da, eu știu. Nu știu, am observat, noi toți observăm că în momentul de față, în perioada de față, există destul de multe probleme în țările noastre, în Europa în general. Deci istoria continuă, nu se oprește. Da? De aceea m-am decis să vorbesc foarte mult despre principiul fundamental, nu doar al Europei noastre comune, dar care se aplică și la țările noastre, la Germania și la România, și anume acest princip, unitate în diversitate. Asta se declinează, cred eu, la aceste trei niveluri. Deci, pentru Europa, asta este principiul fundamental, Einigkeit, Einheit in der Vielfalt. Și se aplică și la Germania, știți că este o țară federală, foarte diversă, și una dintre o trăsătură care mă impresionează foarte mult aici în România este faptul că e o țară multiculturală, multietnică, multilingvistică, multireligioasă, cu acest factor important, semnificativ german. Cred că e o calitate formidabilă, dar, sigur, are și niște provocări și dificultăți despre care ne gândim și căutăm soluții. Problema în momentul de față, mi se pare, este faptul că relația între aceste două aspecte este una foarte subtilă, sensibilă. Trebuie să toți noi avem un interes de a găsi compromisul, mijlocul între interesele, între drepturile diferite, între drepturile statului și drepturile individuale. Și, din păcate, observăm că în multe țări există acest princip ich zuerst. Da? Wie sagt man das am besten? Ja, me first. Ja? Și interesul general nu joacă acest rol ca trebuie. Și asta este, cred eu, provocarea cea mai mare în momentul de față. Das ist wirklich unsere größte Herausforderung. Das fängt mal an, das war der Brexit in Europa. Keiner von uns hat das so erwartet. Das ist eine neue Politik in den USA, ja? US first. Und man sieht leider auch, dass in Europa das Nachahmereffekte hat. Ja? Einer fängt an und ein anderer sagt, wenn der das kann, warum nicht auch ich? Ja? Und auf diese Art entsteht eine Spirale, eine Abwärtsspirale, ein Teufelskreis. Und wenn wir diesen Teufelskreis nicht stoppen, dann weiß ich auch nicht, was aus unserem Europa wird. Rumänien aus meiner Sicht spielt hier jetzt eine ganz wichtige Rolle. Denn man sieht
auch Rumänien kann mehr in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, und das sehe ich als vielleicht meine wichtigste Aufgabe im Moment, meine kleine, bescheidene Rolle dabei zu spielen, unsere Partner hier auf der Basis unserer wirklich hervorragenden bilateralen Beziehungen davon zu überzeugen, dass wir gemeinsam und im positiven Sinne an unserem Europa bauen. Und gerade Rumänien, das ja im nächsten Jahr auch die Präsidentschaft hat, EU-Ratspräsidentschaft, jetzt seine Rolle spielt und seine Chance ergreift. In acest sens, consider că responsabilitatea mea aici, în România, este un formidabilă, nu prea ușoară, are provocările sale, dar una importantă și de care eu mă ocup cu multă bucurie, în special pentru că e o țară, știți, mai bine decât eu, e o țară extrem de frumoasă, interesantă, diversă și așa mai departe. Deci, în acest sens, asta e motul pentru sărbătoarea de anul acesta și aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră că unitate prin diversitate sau în diversitate și încercăm să găsim împreună acest bun mijloc între aceste aspecte. Eu cred că când și dacă fiecare face ceea ce poate face în cadrul responsabilităților sale, ar fi deja un mare pas înainte pentru noi toți. Okay, sorry. Ich habe so ein bisschen versucht, mir das kurz, mai mult sau mai puțin în limba română. Vă rog să mă scuzați dacă nu e perfect. Aber es ist mir eine Freude, hier mit Ihnen zu sein und diesen Tag zu feiern in dieser netten Runde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Botschafter. Ich wollte als loyaler rumänischer Staatsbürger, würde ich Ihnen gerne sagen, dass ich drei Hüte trage. Der erste Hut ist der Hut des deutschen Minderheitler, des Sachsen, wie Sie gesagt haben. Ich gehöre auch dazu. Ja. Der zweite Hut ist natürlich der Hut der Staatsbürgerschaft. Wir sind loyale Staatsbürger. Und der dritte Hut ist der europäische Hut, den wir auch mit Stolz tragen, denn für uns, gerade als deutsche Minderheit, für die Brückenfunktion, die wir ausüben, was wir immer wieder sagen, auch hier im Schillerhaus und die hier Anwesenden tun es Tag für Tag, nicht, ist das sehr, sehr wichtig, unser dritter Hut, der europäische, den wir haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste in der Wende war für uns die Reisefreiheit. Dass wir wenn wir die Möglichkeit haben und so uns morgen in das Auto oder in das Flugzeug setzen und in Deutschland sein können. Wir sind gerne natürlich in Deutschland, wir kommen gerne wieder zurück in unsere Heimat und versuchen, das Möglichste zu tun. Ja, să spun două, trei cuvinte, i-am mulțumit domnule ambasador, că spun că ca cetățean loial al României eu port trei pălării în cap. Prima este pălăria mea de apartenență la minoritatea germană, de SAS, cum spun eu, că sunt și eu din cel care a pomenit domnul ambasador în cuvântul lui, și al doilea este pălăria de cetățean al acestei țări, și a treia este pălăria europeană. Noi ținem foarte mult la acest lucru,
și am spus că cel mai important lucru la evenimentul din 89 pentru noi a fost libertatea de mișcare. Ca să putem să nu mai fim închiși, să putem pleca oricând în Europa și poate că din acest lucru ne mai lipsește ceva, Schengen-ul. Dar așteptăm, noi suntem răbdători și așteptăm. Da. Da. O să vină și sunt convins că o să vină. Eine Botschaft, die wir haben für den heutigen Tag. Wir sind schnell reingekommen, haben wir zur Feier des heutigen Tages ein kleines, ich würde es, habe es jetzt meins abgenommen und Ihnen überreicht. Ich hole mir schon ein neues gleich. Das haben wir beim Hereingehen vergessen. Alle, Sie sehen, Sie es tragen. Jetzt werde ich das Wort Christiane Cosmatu erteilen. Christiane Cosmatu ist die Vorsitzende des Forums Bukarest, wo wir uns heute befinden. Deshalb wird sie heute die Rede oder die kurze Ansprache zum Tag der Deutschen Einheit halten. Außerdem ist Frau Christiane Cosmatu Unterstaatssekretärin im Department für interethnische Beziehungen. Das müssen wir immer wieder sagen, denn sie vertritt uns in dieser wichtigen Einrichtung für uns, der wir der Minderheit angehören. Vreau să spun că dau cuvântul acum doamnei Christiane Cosmatu, dânsa este președinta Forumului Democrat al Germanilor din București, așa că ne aflăm chiar aici unde este sediu și totodată este subsecretară în DRI, în Departamentul pentru Relații Interetnice, o instituție guvernamentală foarte, foarte importantă pentru noi minoritari. Dragă Cristiane, ai cuvântul. Liebe Cristiane, bitte. Mulțumesc! O seară bună! Mă bucur că sunteți aici cu noi și că sărbătorim împreună această zi importantă pentru ambele țări. Pot să mai adaug o pălărie, aceea din urmă pe care a amintit-o domnul Klaus Fabricius, și anume funcția aceasta în Departamentul pentru Relații Interetnice, pe care și domnul Klaus Fabricius a ocupat-o chiar în calitate de secretar de stat, dacă nu mă înșel, la vremea aceea. Schönen Dank für Ihre schönen Worte, für Ihre Unterstützung, die wirklich jedwelcher Zeit abrufbar ist. Ich hatte hier viel mehr geschrieben, ich werde verzichten und nur noch den letzten Teil davon lesen. Ich muss noch hinzufügen, dass ich Ihre Art und Weise, wie Sie switchen zwischen Deutsch und Rumänisch, sehr bewundere. Ich müsste das natürlich auch können, weil ich ja zweisprachig bin, aber ich traue es mir nicht zu, weil ich dann ein bisschen ja, schüchtern bin oder was weiß ich. Ja, kurz und gut, jetzt geht's los. Deci spuneam că ultima pălărie numită funcția de la Departamentul Relații Interetnice a ocupat-o și domnul dr. Klaus Fabricius, la vremea aceea chiar în funcție de secretar de stat. Și apoi am mulțumit domnului ambasador pentru faptul că este aici și este în orice moment disponibil să ne asculte păsurile și să ne sprijine în absolut orice. Voi citi numai o mică parte din ceea ce pregătisem, pentru că s-au spus destule lucruri și sunteți și dumneavoastră foarte în temă. Wir leben heute in Zeiten großer Herausforderungen, so wie Sie es auch erwähnt haben, deren Bewältigung über die Zukunft der Menschheit und des Planeten entscheiden wird. Wir leben zugleich in einer Welt vielfältiger, neuer Chancen, die wir aktiv gestalten sollten. Der Tag der Deutschen Einheit ist eine gute Gelegenheit, sich dessen zu besinnen. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass unsere Länder als Mitglieder der Europäischen Union einer Wertegemeinschaft angehören, die für Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz steht. Diese Werte teilt auch unsere deutsche Gemeinschaft. Rumänien wurde
die Unterstützung Deutschlands nicht nur beim Beitritt in die Europäische Union gewährt, sondern auch in allen möglichen Bereichen. Und hier würde ich jetzt insbesondere das Schulische erwähnen, weil das, mir das nahe steht und nicht nur mir, aber natürlich Kultur, Wissenschaft, Politik, also Ausbildung junger, Träger, nicht wahr? Wir blicken natürlich auf unsere Vergangenheit zurück, schauen aber auch in die Zukunft, der wir uns mit Selbstvertrauen stellen. Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien bleibt in diesem Zusammenhang ein lebendiger, aktiver und sichtbarer Teil der Gesellschaft, in der wir leben, und ein wichtiger Mittler in den Beziehungen zwischen beiden Ländern. In dieser Hinsicht sind die gemischten Kommissionen zur Förderung der deutschen Minderheit in Rumänien ein passender Rahmen. Die Besuche deutscher Politiker in Rumänien und die Gespräche der Politiker des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien oder in Deutschland mit deutschen Politikern sind eine gute Basis für den Erhalt der deutschen Minderheit. Sicher könnte man das Thema erweitern, habe aber jetzt auch die rumänische Übersetzung, werde ich sie finden natürlich. Am scurtat mult ceea ce aveam de gând să vă prezint și atunci spunem așa, trăim totodată într-o lume a multiplelor șanse, pe lângă celelalte provocări, pe care este necesar să le fructificăm în mod activ. Ziua reunificării Germaniei, centenarul României, sunt prilejuri bune pentru a ne gândi la viitor și de a acționa. Știm să apreciem că țările noastre, membre ale Uniunii Europene, fac parte dintr-o comunitate de valori care, în condiții normale, este pentru democrație, libertate, statul de drept și protecția minorităților. Sunt valori pe care comunitatea germană din România le apreciază peste măsură. Privim înapoi la trecutul nostru, dar privim și în viitor, hotărâți să nu ne sustragem îndatoririlor pe care le avem. Forumul democrat al germanilor din România rămâne în această privință o parte activă și vizibilă a societății și un mijlocitor în relațiile româno-germane. Am mai amintit ceva despre Comisia Mixtă Interguvernamentală Româno-Germană, care se întâlnește anual, odată în România, odată în Germania, la care se pot discuta toate chestiunile care suportă îmbunătățire, atât de o parte cât și de alta, și în general îmbunătățirea relațiilor, adâncirea lor și modul de a putea promova această minoritate care a scăzut destul de mult în ultimii 10 de ani, să își continue prin învățământ forța de radiere în rândul populației române. Este un lucru pozitiv faptul că aceste școli sunt accesibile tuturor cetățenilor care doresc să urmeze o asemenea formă de învățământ. Ich bedanke mich noch einmal für all die Unterstützung, die uns zugute kommt. Ja, bitte. Übersetzen. Würden Sie das für mich übersetzen? Ja, ich würde. Ja. Vielen Dank. Ich wollte sagen, anknüpfend an, was Staatssekretärin Kosmatos gerade sagte, ein paar kleine, aber doch merkliche Erfolge gab es für die Minderheit zuletzt doch zu begehen oder zu feiern. Erstens, die Johann-Ettinger-Schule in Satmar hat ein neues Schulgebäude. Ja, aș vrea să traduc ce spune domnul ambasador. În primul rând, vrea să continui un pic ideea
enunțată de Cristiane Cosmatu, de președinta forumului nostru, și ar vrea să pun în evidență totuși câteva mici succese a minorității germane. 1. Liceul din satul mare, Ettinger, a primit o clădire nouă. 2. Zweitens, das Lehrerförderprogramm, das ja jetzt schon einige Jahre vom Bundestag, Deutschen Bundestag, über die Bundesregierung gefördert wird, wird in diesem Jahr, das ist eine ganz neue Information, eine neue Rekordhöhe erreichen. Wir haben noch einmal 100.000 Euro mehr bekommen und werden in diesem Jahr 1,35 Millionen Euro für das Programm zur Verfügung haben. Trebuie să vă explic, există și un program care pentru a încuraja și pentru a sprijini cadrele didactice care predau la școlile noastre germane, fiindcă vreau să amintesc un lucru, ceea ce domnul ambasador nu a spus, politica școlară pentru forumul german este pe primul loc. Trebuie să ne menținem aceste școli. Din această cauză, Germania ne-a ajutat cu un program prin care să sprijinim și cu care să cointeresăm cadrele didactice care predau la școlile noastre germane. Și a enunțat că dacă anul trecut a fost 1.200.000 de euro, suma totală în acest program, a reușit să se mai adauge încă 100.000 de euro în acest program, ceea ce se consideră un mare succes, fiindcă știm că și în Germania, și Germania are un buget și că sigur că sunt aceleași discuții și bătăi până când bugetul stă în picioare. Vă mulțumesc, asta a fost 2. Und 3 und 4 sind kleine Erfolge bei der Verhinderung oder der Reaktion von Maßnahmen, die nicht in unserem Interesse sind. Da, 3 și 4 sunt împiedicarea unor măsuri care nu sunt în interesul nostru. Das eine war eine Eilverordnung zum Rumänischunterricht an den deutschen Schulen. Es ist nach Gesprächen, die auch ich mit der Premierministerin hatte, gelungen, das war jetzt nicht mein Verdienst, das haben viele getan, dieses zurückzunehmen, das war eine der letzten Aktionen, die noch in die Amtszeit des alten Erziehungsministers fiel. Da, unul din succese este și faptul că, poate că nu toată lumea știe, dar s-a dat o ordonanță de urgență prin care s-a interzis învățătorilor noștri minoritar să predea ore de limba română. Acest lucru și cu ajutorul Germaniei, adică cu ajutorul ambasadei, ca să spunem direct, și sigur, în parte, și cu celălalt, a fost ridicat. Adică s-a renunțat la acest lucru, ceea ce este un lucru extrem de important pentru minoritatea noastră, dar nu numai pentru minoritatea noastră, ci pentru toate minoritățile. Fiindcă nu este normal ca o persoană calificată, cum este învățătorul 1-4, care are o calificare specială pentru această perioadă de viață în viața copiilor noștri, să nu facă acest lucru. Ich habe nur ein wenig erläutert. Nein, ich habe es verstanden. Nein, nein, ist wichtig, wichtig. Und das letzte Wort zu den Ihnen bekannten Diffamierungen gegen die deutsche Minderheit und gegen den Präsidenten. Wir wissen, das ist nach meiner Überzeugung nicht wirklich gegen die Minderheit und nicht wirklich gegen Deutschland gerichtet, sondern das ist ein Teil des innenpolitischen Kampfes. Aber dennoch, wir kennen das aus der Vergangenheit, aber auf diesem hohen Niveau geäußert von Politikern der Regierung selbst, war das doch eine neue Qualität. Al patrulea lucru este defăimarea care a avut loc în ultimul timp de către politicieni de rang înalt adresate minorității germane, ceea ce nu este normal.
Știm că este o luptă de politică internă și că este adresată împotriva președintelui care vine din rândul nostru și sigur că Forumul Democrat al Germanilor este o victimă, să spunem, colaterală, dar este un lucru ceea ce nu se poate accepta din partea statului german și din partea minorității germane. Das können wir nicht rückgängig machen, aber wir haben in aller Deutlichkeit darauf reagiert, das Forum, der Abgeordnete, alle Interessierten, die Botschaft, vor allen Dingen auch, und ich freue mich, das sagen zu können, mein Minister, unser Außenminister, zweimal, er war ja zweimal kürzlich hier, bei dem ersten Mal hat er bewirkt, dass der Außenminister, Medesh Kanun, noch während des Treffens der Botschafterkonferenz eine klare Zurückweisung öffentlich gemacht hatte. Und beim zweiten Mal hat er auch ein Treffen mit dem PSD-Vorsitzenden, bei dem er genau darum auch gebeten hat aus dem Munde der Partei. Und das ist jetzt vor ein wenigen Tagen über eine Stellungnahme in einer abendlichen Diskussionsrunde bei Antenna 3 dann auch geschehen. Das sind Teilerfolge. Wir hoffen, dass sie anhalten. Aber ich glaube, es war sehr wichtig, dass wir hierauf jetzt wirklich mit aller Deutlichkeit reagiert haben. Wir danken Ihnen aus ganzem Herzen für diese Tätigkeit, denn das betrifft uns natürlich alle. Al patrulea rând este că, sigur, nu poate retrage această defăimare, dar au exprimat în mod clar că nu se poate așa ceva și pe lângă protestele minorității germane, pe lângă protestele a ambasadorului personal, a și intervenit, cum spune domnul ambasador, șeful dânsului, adică ministrul afacerilor externe a Republicii Federale Germane, în vizita sa, atât cu președintele SPD-ului, atât la Ministerul de Externe, iar în discuție cu Ministerul de Externe, ministrul a retras sau a condamnat, să spunem, aceste defăimări, iar într-o discuție avută cu președintele SPD-ului, într-o seară, a promis și că pare se va, cum se spun, vor retrage aceste lucruri. Da. A făcut-o. Da. A făcut-o. Așa că, sigur, i-am mulțumit încă o dată domnului ambasador pentru acest lucru, fiindcă este un lucru pe care ne jignește foarte tare și cu care nu putem fi de acord în nici într-un caz. Da. Așa că dumneavoastră știți, cei de aici din sală, despre ce este vorba și aș vrea să vă aduc aminte numai că președintele nostru, domnul dr. Por, într-o discuție cu ocazia sărbătoririi cu ocazia contribuției sașilor la crearea statului român modern, adică de 100 de ani, 1 decembrie 1918, știți că sașii au fost primii care s-au alăturat acestui pas important, primii dintre minoritari, vorbesc că, da, în afară de românii care au fost, să spunem, primii care au stabilit acest lucru, a spus un singur lucru, că sașii de 850 de ani de când sunt în România au ținut piept turcilor, au ținut piept tătarilor, au trecut peste ciuma care a lovit-o în Evul Mediu, dar au trecut peste cele două războaie. O să trecem și peste aceste defăimări. Da. Vă mulțumesc pentru atenție deocamdată și vreau să continui un piculeț cu sărbătoarea noastră de astăzi. Este deja o tradiție aici în Casa Schiller că de fiecare dată când sărbătorim Ziua Unității Germane facem și o mică expoziție foto, adică câteva tablouri. Anul trecut a fost
Hamburgu, Hamburg pe apă, cum a fost, că am mai avut odată o expoziție anul ăsta, vă prezentăm câteva fotografii din Bavaria. Anul viitor va fi Landul Hesa, așa că ne-am orientat ca în fiecare, de fiecare dată când sărbătorim Ziua Unității Germane, să vă prezentăm unul din landuri. Ich wollte noch sagen, dass wir bei jedem Tag der deutschen Einheit, den wir hier im Schillerhaus feiern, immer eine kleine Ausstellung machen. Es ist natürlich klar, dass das Thema dieser Ausstellung ein deutsches Thema sein muss. Voriges Jahr war es eben Hamburg am Wasser, dieses Jahr ist es Bayern. Ja, ich habe Ihnen einen kurzen Text über Bayern vorbereitet. Ich möchte Sie bitten, so viel Geduld haben, dass ich den noch vorlese. Ja, also das Bundesland Bayern ist mit mehr als 75.000 Quadratkilometer das flächengrößte Bundesland der Länder Deutschlands. Und mit seinen 13 Millionen Einwohner das zweitbevölkerungsdichte deutsche Land in Deutschland. Blau-Weiß und der bayerische Löwe sind die Symbole im Freistaat, im Süden Bayern die schönen Alpen mit den höchsten Bergen Deutschlands, die Zugspitze erreicht mit 2962 Meter fast die 3000er Grenze. Die Donau durchquert von West nach Ost das Land und übernimmt das Wasser mehrerer Flüsse, die ihre Quellen in den Alpen haben und die Landschaft Bayerns bereichern, von denen wir nur den sauberen Lech und die Isar erwähnen möchten. In den Voralpen finden wir eine Menge Seen mit klarem Wasser, wie den Chiemsee, den Tegersee, den Starnberger See, den Eibsee, den Sie auch irgendwie hinter da vorne auf dem einen Bilde sehen. Ja. Bayern hat über 600 Naturschutzgebiete, 2 Biosphärenreservate, das Berchtesgader Land und die Rhön, 2 Nationalparke, den Bayerischen Wald und Berchtesgaden und 18 Naturparke. Die Hauptstadt ist München, aber auch viele andere Städte Bayern haben ihren Reiz und ihre Sehenswürdigkeiten. Nürnberg, Regensburg, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Passau sind einige davon. Bayern hat auch 5 UNESCO-Weltkulturerbstätten. Das sind die Würzburger Residenz, die Wallfahrtskirche, die Wies, die Altstadt Bamberg und Augsburg und das Opernhaus in Bayreuth. Die beliebteste Sehenswürdigkeit ist aber das Märchenschloss Neuschwanstein. Es folgen Schloss Linderhof, Herrenchiemsee und die St. Bartholomäkirche am Königssee. Aber die größte Domorgel der Welt befindet sich im Stephansdom in Passau. Ich möchte das auch kurz rumänisch sagen, wenn noch nicht alles, wenigstens auszugsweise. Bavaria, cu cei 75 de kilometri pătrați, este cel mai mare land al Germaniei. Iar cu cele 13 milioane de locuitori, se situează pe locul 2 în Germania. Culorile alb și albastru și leu bavarez reprezintă simbolurile Bavariei. În sud se află Alpii cu cele mai înalte vârfuri din Germania, ca de exemplu Zugspitze, care are 2962 de metri și se apropie de limita de 3000 de metri. Dunărea traversează teritoriul de la vest spre est și preia apa mai multe râuri care își au izvoarele în mulții alpi, dintre care amintim râul Lech cu apa cea mai curată din Bavaria și râul Isar. La baza pereților muntelui întâlnim o mulțime de lacuri cu apă limpede, vreau să
haben indessen numai Chiemsee, Tegernsee, Starnberg, sunt câteva dintre ele, sau Alpseeul, care aveți și în imagine. Bavaria are peste 600 de rezervații naturale, 2 rezervații biosferă, 2 parcuri naționale și 18 parcuri naturale. Capitala Bavariei este München, toată lumea știe acest lucru, cu un farmec deosebit, însă multe alte orașe au și ei farmecul lor, printre care amintesc Nürnberg, Regensburg, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Passau, câteva dintre ele. În lista patrimoniului UNESCO se găsesc 5 obiective aparținând Bavariei: Würzburger Residenz, Biserica Barocă Wies, Centru Vechi al orașului Bamberg și Centru Vechi din Augsburg, precum și Opera din Bayreuth. În vârful atracției putem spune că se află Castelul Mirific Neuschwanstein, Castelul Linderhof, Herrenchiemsee, Biserica Sfântul Bartolomeu, cât cea mai mare orgă a lumii din Stephansdom din Passau. Vă mulțumesc pentru atenție. Puteți viziona aceste imagini în sala a doua, unde deschidem acum ușa. Veți vedea câteva imagini din Delta Dunării, așa că dintr-o expoziție recentă, așa că în prima sală avem imagini din Germania, în a doua sală avem imagini din Delta Dunării, Dunărea care ne leagă, care leagă aceste două țări, fiindcă ea izvorește în Germania și își pierde numele în România atunci când se varsă în Marea Neagră. Cu aceasta, cum să spunem, am terminat partea oficială de sărbătorire și vă invit să mai stăm de vorbă la un pahar de vorbă, la un pahar de, să spunem, de băutură și la o mică îmbucătură. Vă mulțumesc! Ich lade Sie ein, bitte, zum Käferin.